Povestea Paștelui. Era o noapte lungă și întunecoasă. Iisus era în primejdie. Unii spuneau că este regele iudeilor, iar regelui Irod nu-i plăcea asta. În timp ce Iisus se ruga, Petru, Iacov și Ioan stăteau de veghe sub copaci. Dar unul câte unul au adormit. Înainte de ivirea zorilor, Iisus a văzut un alt ucenic apropiindu-se. Era Iuda, însoțit de un grup care purta torții și săbii. Iisus i-a trezit pe ceilalți ucenici. "Bună ziua, învățătorului!" a spus Iuda și l-a sărutat pe Iisus pe obraz. Acum preoții știau cine era Iisus. Iisus a fost arestat. Petru a scos sabia, dar Iisus i-a spus să nu se lupte. Petru, Iacov și Ioan au fugit. Iisus a fost dus la arhiereu. Petru îl urmărise și încerca să afle ce se întâmplă, străduindu-se să nu fie văzut, dar cineva l-a descoperit. "Tu ai fost cu Iisus," i-a spus. "Nu, n-am fost," a răspuns Petru. "Nu-l cunosc." De 3 ori a zis Petru că nu-l cunoaște pe Iisus, exact așa cum îi spuse acesta. Atunci a cântat cocoșul și Petru a plâns pentru că nu apărase pe Iisus. Preoții l-au dus pe Iisus la Pilat, guvernatorul roman. "Tu ești regele iudeilor?" l-a întrebat acesta. Iisus n-a răspuns. Pilat a întrebat mulțimea. "De ce este acuzat? Pe nimeni el n-a vătămat." Dar mulțimea era furioasă. "Pe cine să eliberăm?" a întrebat Pilat. "Pe tâlharul Baraba sau pe Iisus, regele iudeilor?" "Pe Baraba!" au strigat toți. Pilat a fost uluit, dar l-a eliberat pe Baraba. Mulțimea l-a batjocorit pe Iisus când a fost dus pe un munte numit Golgota. I s-a pus pe cap o cunună de spini. Iisus a fost pironit pe o cruce de lemn între 2 tâlhari. "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu," a spus tâlharul cel rău, "de ce nu te salvează?" "De ce este acuzat? Pe nimeni el n-a vătămat," a zis tâlharul. Amiază, cerul s-a întunecat. Întunericul a durat 3 ore. "Doamne, iartă-i, că nu știu ce fac," a strigat Iisus. În momentul acela, pământul a avuit și Iisus s-a stins. "Chiar era Fiul lui Iisus, Dumnezeu," a spus soldat roman care stătea de pază. În seara aceea, un om pe nume Iosif a dus trupul lui Iisus într-un mormânt săpat în stâncă, l-a spălat și l-a îmbrăcat în haine curate, apoi a răstogolit o piatră grea în fața intrării în mormânt. Niște soldați au venit să păzească mormântul. În tot acest timp, ucenicii lui Iisus, Maria Magdalena și Maria din Galileea au stat și au privit. 2 zile mai târziu, Maria Magdalena și Maria din Galileea s-au întors la mormânt. Soldații plecaseră, piatra era dată deoparte, iar mormântul era gol. Un înger strălucitor a spus, "Nu vă temiți, Iisus trăiește." Ele au dat fuga să le spună ucenicilor, dar pe drum s-au întâlnit cu Iisus. "Nu vă temeți," le-a spus acesta, "mă voi întâlni cu ucenicii în Galileea." Ucenicii s-au dus în Galileea și au așteptat. În timp ce stăteau de vorbă, deodată a apărut Iisus. "De ce v-ați speriat?" a întrebat Iisus. "Eu sunt." El le-a arătat semnele lăsate pe cuie în palmele și picioarele sale. "Mergeți și spuneți lumii ce ne-a învățat Dumnezeu. Dacă facem rău, trebuie să ne căim. Dacă alții fac rău, trebuie să-i iertăm." El a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Apoi și-a luat rămas bun și s-a înălțat la cer. Ucenicii au pornit în lume. Ei au răspândit cuvântul lui Dumnezeu, așa cum le-a spus Iisus.